Producțiile fermierilor din județul Vaslui de anul acesta arată precum cele din 2022. Dacă la începutul anului culturile promiteau să fie mai bune, din păcate lipsa precipitațiilor și a posibilităților de irigare și-au spus cuvântul. Una peste alta, Dan Hurduc, fermier cu experiență din zona Moldovei, concluzionează că planurile în agricultură trebuie făcute pe mai mulți ani, iar fermierii trebuie să aibă răbdare și să fie mai cumpătați. Cum se prezintă culturile acum, la final de lună august, aici în zona Vasluiului? Pentru că și aici situațiile sunt ușor diferite. Sunt areale în care au fost ceva producții, sunt zone în care practic seceta a decimat totul. Da, la și județul Vaslui, ca și țara, este foarte mozaicat. Anul acesta au fost specific vremea a fost oarecum bună la unii fermieri și la unii fermieri mai puțin bună. Și la noi este mozaicat, chiar și în cadrul fermei am jumătate de fermă în care oarecum culturile au excelat în prima parte, după aia n-a mai plouat, în fiecare, la fiecare cultură a plecat foarte bine și pe traseu, pe la mijlocul perioadei de vegetație, culturile s-au degradat. Anul 2023 seamănă cu 2022 și sunt ferm convins că și următorii ani vor semna la fel, ceea ce ne face permanent să ne gândim la o adaptare continuă a tehnologiilor în zona Vaslui și după cum știți, Vaslui face, are condiții de favorabilitate până în media națională și fermierii din județul Vaslui depun eforturi considerabile, cu toate că anul acesta la nivel național și în alte zone seceta este prezentă. Dar cu toate acestea nu trebuie să dezamăgim, trebuie să luăm anul de la capăt. În agricultură nu trebuie să-ți faci planurile pe fiecare an trebuie să-ți faci planurile pe mai mulți ani și trebuie să ai răbdare pentru că oricum, eu cred că natura este compensatorie, într-un fel sau altul până la urmă te recompensează. Numai că trebuie mare atenție și mare dedicație, adică totul trebuie făcut cu cumpătare. Știu că dumneavoastră ați adaptat tehnologia, faceți noutil de cât timp? Noi n-am început de foarte mult timp, de anul trecut am început să ne gândim la notil, am înființat culturile de primăvară în notil și acum toată suprafața de rapiță de și de grâu le vom înființa în notil. Ne-au venit și utilajele, o parte săptămâna aceasta vin și oarecum suntem încrezători pentru că în zona noastră, într-adevăr, tehnologia notil este o soluție pentru că fermierii din județul Vaslui nu se gândesc la producții record noi trebuie să fim oarecum eficienți, trebuie să corelăm cheltuielile cu producția și atunci eu cred că este o soluție în adaptarea tehnologiilor. Da, îmi spuneați la un moment dat că floarea pe care o avem aici în vecinătatea noastră a fost semănată într-o astfel da. de tehnologie. Floarea în general a debutat foarte bine, chiar și acum nu arată foarte rău, a avut doar... Nu arată foarte rău, vorbim de producții, cred că până în două tone, dar pentru zona noastră nu este chiar atât de rău. Toate, toată floarea a, a fost și porumbul notil, a performat, s-a cunoscut că a utilizat apa la maxim. Și deci, cum spuneam, apa fiind resursa cea mai prețioasă a noastră, sfatul este să o accesăm cu cumpătare, să nu o pierdem și să nu facem lucrări inutile ale solului și încă este bine.